Suntem aici în cortul nostru, cortul Serviciului Ajutor Maltez, cu colegii din Italia care au venit să ne sprijine, să sprijine de fapt refugiații din Ucraina. Sunt aici de 7 zile și o să mai vină, ei au în gând să mai rămână o lună întreagă în diferite ture, în schimburi și să fie alături de noi. Asociația noastră este de aici, este aici din primele zile când am aflat despre războiul ăsta și dorim să fim alături de semenii noștri, alături de persoanele ucraineni care vin din Ucraina, care de fapt fug de război, să ajutăm, să dăm o mână de ajutor, să fim lângă ei și dacă e cazul să oferim mai multe informații, mai multe posibilități de cazare, de mâncare și așa mai departe. Deci ideea este că sprijinul nostru este pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Din ce țări? Asociația Serviciul Ajutor Maltez este una asociație internațională, fiind mai multe țări implicate în Europa, dar nu numai, și au venit din Franța, au venit din Italia, au venit din USA, au venit din Anglia și o să mai vină colegi din Germania, din Austria și din mai multe țări unde doresc să vin voluntari să se implice.